Continuând cu povestea lui Gedeon, acesta a demonstrat nu doar curaj, ci și o ascultare atentă față de poruncile lui Dumnezeu. În ciuda îndoielilor sale inițiale, Gedeon a urmat instrucțiunile divine, reducându-și armata la doar 300 de soldați, pentru ca victoria să fie clar atribuită puterii lui Dumnezeu și nu forței umane. Acest exemplu ne arată că atunci când ascultăm de Dumnezeu, el poate realiza lucruri incredibile chiar și cu resurse limitate demonstrând că adevărata putere vine de la el. În ebraică, kokch înseamnă putere și este un cuvânt care poate desemna atât puterea fizică cât și cea spirituală. În cazul lui Gedeon, puterea sa nu provenea din numărul mare de soldați sau din strategii militare sofisticate, ci din ul oferit de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat puterea și curajul de a înfrunta o armată mult mai mare, arătând că victoria aparține celui care ne dăruiește această forță interioară. În greacă, dinamis este un termen similar pentru putere, care descrie nu doar puterea fizică, ci și autoritatea spirituală. Gedeon a acționat cu această dinamis, având încredere că Dumnezeu este cel care aduce victoria. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în slăbiciunea umană, iar povestea lui Gedeon ne învață că atunci când ne încredem în puterea divină, rezultatele sunt mereu impresionante. În aramaică, Cuvântul gvura desemnează forța sau tăria, dar într-un sens spiritual. Gedeon a demonstrat această gvura când a ascultat de porunca lui Dumnezeu și a acționat cu credință chiar și atunci când planurile păreau imposibile. Această forță spirituală este esențială pentru cei care doresc să îndeplinească voia divină, arătând că atunci când Dumnezeu este cu noi, nimic nu este imposibil. În limba română, termenul putere reflectă atât forța fizică, cât și cea spirituală. Gedeon este un exemplu de cum Dumnezeu poate să-și arate puterea prin cei care se încred în El, indiferent de circumstanțe. Când ne punem credința în Dumnezeu, El ne dă puterea de a realiza lucruri pe care singuri nu le-am putea face. Un alt exemplu de credință și ascultare necondiționată este Avram, atunci când Dumnezeu i-a cerut să-l sacrifice pe fiul său Isaac. Aceasta a fost o încercare incredibil de dificilă pentru Avram, dar el a ascultat fără ezitare. Deși nu înțelegea pe deplin de ce Dumnezeu i-a cerut acest lucru, Avram a urcat pe munte cu Isaac, gata să împlinească voia divină. În ultimul moment, Dumnezeu a intervenit și a oferit un berbec ca sacrificiu, testând astfel credința și ascultarea lui Avram. În ebraică, Nesaion este cuvântul pentru încercare sau test, iar Avram a fost supus celui mai greu Nesaion din viața sa. Acest cuvânt descrie nu doar un test de credință, ci și o provocare profundă care scoate la lumină devotamentul și loialitatea față de Dumnezeu. Avram a trecut prin acest Nesaion, demonstrând că ascultarea față de Dumnezeu trebuie să fie totală, chiar și atunci când nu înțelegem rațiunile divine. În greacă, peirasmos este termenul pentru încercare și adesea reflectă ideea de provocare spirituală prin care credința noastră este pusă la test. Avram a arătat că peirasmos poate fi învins atunci când ne încredem total în Dumnezeu. Chiar și în fața unei cereri atât de dificile, el a demonstrat o credință neclintită. În aramaică, nasia este termenul care desemnează încercarea sau testarea și ne învață că Dumnezeu îngăduie aceste momente pentru a ne întări credința. Avram a fost un exemplu de nasia reușit, arătând că prin ascultare putem trece peste cele mai grele provocări. În limba română, încercarea este un cuvânt care descrie atât provocările spirituale, cât și pe cele fizice sau emoționale. Povestea lui Avram ne arată că încercările sunt o parte inevitabilă a vieții de credință, dar ele ne ajută să ne adâncim relația cu Dumnezeu și să ne consolidăm încrederea în El. Un alt exemplu profund de sacrificiu și credință este povestea lui Ruth. După ce și-a pierdut soțul, Ruth a ales să rămână alături de soacra sa, Naomi, și să-și părăsească țara natală pentru a merge în Israel. Aceasta a fost o decizie bazată pe loialitate și credință, deoarece Ruth nu avea garanții că va fi acceptată într-o țară străină. Totuși, ea a făcut această alegere din dragoste pentru Naomi și pentru că se încredea în Dumnezeul lui Israel. În ebraică, cuvântul chesed pentru loialitate și bunătate este esențial în povestea lui Ruth. Chesed reflectă nu doar o simplă dragoste sau afecțiune, ci o devotare profundă care depășește orice obligație. Ruth a arătat acest caset față de Naomi, alegând să-și lase în urmă propria viață și să îmbrățișeze o viață nouă, fără a ști ce o așteaptă. În greacă, agape desemnează iubirea sacrificială, iar Ruth a demonstrat această agape față de Naomi. Ea a fost dispusă să-și sacrifice propriile dorințe și confortul pentru a o însoți pe Naomi și pentru a-și arăta devotamentul față de familia sa. Această iubire a fost răsplătită de Dumnezeu, care a binecuvântat-o prin căsătoria cu Boaz și prin faptul că a devenit strămoașa lui Isus. În aramaică, Rakma reflectă ideea de milă și compasiune, dar și o loialitate adâncă, care o determină pe Ruth să acționeze cu bunătate față de Naomi. Această Rakma a fost cheia care a schimbat cursul vieții lor, arătând că loialitatea și iubirea adevărată sunt întotdeauna răsplătite de Dumnezeu. În limba română, loialitate și bunătate sunt termeni care subliniază calitățile pe care Ruth le-a manifestat pe parcursul acestei povești. Ea ne învață că loialitatea nu este doar o obligație morală, ci o alegere conștientă de a pune pe ceilalți pe primul loc, chiar și atunci când sacrificiile personale sunt mari. Un alt exemplu de loialitate și devotament îl găsim în viața lui Ioan Botezătorul. Ioan a fost trimis să pregătească calea pentru Isus, predicând pocăința și chemând poporul Israel la o viață de sfințenie. El a fost loial chemării sale până la moarte, fiind un exemplu de integritate și curaj în fața persecuțiilor. Ioan nu s-a temut să vorbească adevărul, chiar și atunci când acest lucru i-a adus prigoană. În ebraică, emet înseamnă adevăr, și Ioan Botezătorul a trăit o viață dedicată acestui emet. El nu a compromis niciodată mesajul său. Ce a rămas loial adevărului, indiferent de consecințe. Această emet este esențială pentru orice creștin care dorește să trăiască o viață de integritate. În greacă, aleteia înseamnă adevăr și, la fel ca emet, reflectă devotamentul lui Ioan față de mesajul divin. El a predicat aleteia fără teamă, chemând oamenii la pocăință și la o relație mai profundă cu Dumnezeu. În aramaică, kshatuta desemnează adevărul, iar Ioan a fost un predicator al Kshatuta, chemând poporul să trăiască în lumina adev. În viața lui Ioan Botezătorul, vedem un exemplu de devotament total față de chemarea sa, fără compromisuri. Această chemare l-a condus în cele din urmă la martiriu, fiind decapitat din cauza mesajului său direct și neînfricat. Adevărul pe care l-a predicat a fost mereu centrat pe mesajul de pocăință și pregătire pentru venirea lui Mesia. Loialitatea față de acest mesaj reflectă o dedicare extraordinară față de Dumnezeu. În ebraică, emet nu înseamnă doar adevăr în sensul faptic, ci și loialitate față de ceea ce este drept. În viața lui Ioan, acest emet se manifestă prin hotărârea sa de a rămâne ferm pe poziție, chiar și atunci când costul era viața sa. Fiecare dintre noi este chemat să trăiască în emet, să urmeze adevărul și să rămână credincios, chiar și atunci când acest lucru este dificil. În greacă, termenul aleteia pentru adevăr are o conotație de dezvăluire sau descoperire, indicând adevărul care iese la suprafață și trebuie urmat. Ioan a predicat acest aleteia ca pe o chemare la trezire spirituală pentru cei care îl ascultau. Aleteia este adevărul divin pe care trebuie să-l urmăm, deoarece ne arată calea către viața veșnică. În aramaică, Kshatuta reflectă ideea de veritate spirituală, iar Ioan a fost un profet al acestui Kshatuta, chemând la o viață de pocăință și sfințenie. Chemarea sa de a trăi în adevăr nu era doar un mesaj temporal, ci un îndemn pentru fiecare persoană de a se realinia cu voința lui Dumnezeu și de a-l urma pe Mesia. În limba română, Adevărul este un termen central pentru viața de credință, iar exemplul lui Ioan ne arată că adevărul divin merită să fie urmat, indiferent de circumstanțe. Viața lui Ioan ne încurajează să rămânem loiali adevărului, chiar și în fața persecuției, având certitudinea că Dumnezeu vede și răsplătește loialitatea noastră. Un alt exemplu semnificativ de adevăr și loialitate îl găsim în viața lui Daniel. Daniel, aflat în exil în Babilon, a refuzat să se conformeze culturii păgâne din jurul său. Deși fusese promovat într-o poziție de mare influență, el nu și-a abandonat credința în Dumnezeu. Când i s-a cerut să se închine Împăratului și să nu se mai roage lui Dumnezeu, Daniel a continuat să se roage, în ciuda riscului de a fi aruncat în groapa cu lei. Dumnezeu l-a protejat și l-a scos nevătămat din acea încercare, demonstrând puterea și loialitatea divină. În ebraică, emunah este termenul pentru credință și loialitate, iar Daniel a demonstrat o emunah neclintită față de Dumnezeu. El a refuzat să-și compromită credința, chiar și în fața amenințărilor cu moartea. Această loialitate față de Dumnezeu ne arată că emunah nu este doar o credință interioară, ci un mod de viață care se manifestă prin acțiuni concrete. În greacă, pistis pentru credință și loialitate descrie în mod perfect atitudinea lui Daniel. Pistis nu este doar o convingere mentală, ci implică încrederea în Dumnezeu în toate circunstanțele, chiar și atunci când viața ne este în pericol. Daniel a demonstrat pistis prin faptul că a continuat să se roage lui Dumnezeu, chiar și sub amenințarea cu moartea. În aramaică, haimanuta este termenul pentru credință și loialitate iar Daniel a demonstrat o haimanuta totală față de Dumnezeul său. El nu și-a schimbat obiceiurile sau rugăciunile în fața ordinelor împăratului, știind că Dumnezeu este cel care îl va proteja. Această loialitate adâncă l-a condus la o viață de credință și influență în împărăția babiloniană. În limba română, credință și loialitate sunt cuvinte care descriu perfect atitudinea lui Daniel. El a fost un exemplu de statornicie în credință, arătând că, indiferent de circumstanțe, Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră totală. Povestea sa ne inspiră să fim la fel de loiali și credincioși, indiferent de provocările pe care le întâlnim. În continuare, un alt exemplu puternic de credință și speranță îl găsim în povestea învierii lui Lazar. Când Isus a primit vestea că prietenul său Lazar era grav bolnav, el nu s-a grăbit să-l vindece. În schimb, a așteptat ca Lazar să moară, pentru ca apoi să facă una dintre cele mai mari minuni ale sale, învierea lui Lazar din morți. Această întârziere a fost un test pentru credința surorilor lui Lazar, Marta și Maria, dar a arătat și puterea lui Isus asupra vieții și morții. În ebraică, tikva înseamnă speranță, iar Marta și Maria au trebuit să-și păstreze tikva în ciuda morții fratelui lor. Deși părea că Isus a întârziat prea mult, ele au continuat să spere în puterea lui, iar acest ticva a fost răsplătit prin minunea învierii. În greacă, elpis este cuvântul pentru speranță și implică o așteptare plină de încredere. Deși Marta și Maria au fost dezamăgite inițial de moartea fratelui lor, elpis lor nu a dispărut complet. Când Isus a ajuns la mormântul lui Lazar, ele au continuat să creadă în el și în puterea sa de a face o minune. În aramaică, sebara reflectă ideea de speranță și așteptare. Iar Marta și Maria au demonstrat această sebara atunci când au continuat să se încreadă în Isus, chiar și în fața morții fratelui lor. Această speranță a fost răsplătită atunci când Isus l-a înviat pe Lazar, arătând că puterea lui depășește orice limită umană. În limba română, speranța este cheia acestei povești. Fiecare dintre noi trece prin momente în care pare că Dumnezeu întârzie, dar povestea învierii lui Lazar ne arată că el întotdeauna are un plan și că speranța în puterea sa nu este niciodată zadarnică. Un alt exemplu important de credință și ascultare este povestea samariteanului Milostiv. Când un om a fost jefuit și lăsat aproape mort pe marginea drumului, un samaritean, considerat de mulți un outsider, a fost singurul care s-a oprit să-i ofere ajutor. Această poveste subliniază importanța iubirii și compasiunii față de aproapele nostru, indiferent de diferențele culturale sau sociale. În ebraică, rakamim înseamnă compasiune sau milă și samariteanul a demonstrat rakamim față de cel care avea nevoie de ajutor. El nu a privit la naționalitatea sau religia victimei, ci doar la nevoia sa imediată. Această compasiune este un exemplu pentru fiecare dintre noi, chemându-ne să oferim iubire și sprijin celor din jur. În greacă, eleos reflectă aceeași idee de milă și compasiune. Samariteanul a demonstrat eleos prin acțiunile sale, arătând că iubirea adevărată nu este doar un sentiment, ci se manifestă prin fapte concrete de ajutor și sprijin pentru cei aflați în suferință. În aramaică, racma este termenul pentru milă, iar samariteanul a demonstrat această racma prin faptul că nu a trecut pe lângă cel suferind, și l-a ajutat, asigurându-se că va fi îngrijit corespunzător. Această lecție de iubire față de aproapele ne... Credința lui Rahav ne învață o lecție importantă despre cum Dumnezeu privește la inimă și nu la circumstanțele exterioare. Deși Rahav nu provenea din poporul ales și era o păgână, ea a demonstrat o încredere profundă în Dumnezeu ceea ce a dus la salvarea ei și a familiei sale. Aceasta ne arată că, indiferent de originea noastră, Dumnezeu este gata să ne primească dacă ne punem încredere în El. În ebraică, Chesed nu se referă doar la bunătate, ci la o dragoste loială, de durată. Rahav a experimentat acest Chesed din partea lui Dumnezeu, fiind protejată și salvată datorită credinței sale. Aceasta ne amintește că Dumnezeu răspunde mereu celor care se încred în El și care aleg să-i urmeze căile, indiferent de trecutul lor. În greacă, Eleos este termenul care se referă la mila lui Dumnezeu, manifestată prin faptul că Rahav, deși parte dintr-un popor păgân, a găsit har în ochii lui. Eleos reflectă bunătatea divină care este oferită tuturor celor care vin la Dumnezeu cu inima deschisă. Acest cuvânt arată că mila lui Dumnezeu nu este limitată la un grup anume ci este disponibilă tuturor celor care o caută sincer. În aramaică, rachma desemnează mila, dar și dragostea plină de compasiune pe care Dumnezeu o are pentru toți cei care se apropie de el. Rahav a primit această rachma, deoarece prin actul ei de credință a fost mântuită, devenind un exemplu pentru generațiile viitoare de cum Harul Divin poate schimba viețile noastre. În limba română, Milă și bunătate descriu felul în care Rahav a fost tratată de Dumnezeu. Povestea ei ne încurajează să ne încredem în harul lui Dumnezeu și să știm că El ne va răspunde atunci când Îl căutăm cu sinceritate și credință, indiferent de cine suntem sau de unde venim. Un alt exemplu remarcabil de credință și ascultare este povestea lui Moise. În ciuda greutăților și a opoziției, Moise a fost cel care a condus poporul Israel din robia egipteană și a fost mijlocitorul prin care Dumnezeu a dat legea poporului său. Moise nu s-a bazat pe puterea sa proprie, ci pe instrucțiunile și călăuzirea lui Dumnezeu, fiind un exemplu de conducere bazată pe credință și ascultare. În ebraică, shama înseamnă asculta, dar nu doar în sensul de a auzi cuvinte, ci în sensul de a împlini ceea ce este spus. Moise a demonstrat această șama față de Dumnezeu, urmând fiecare poruncă și instrucțiune primită, chiar și atunci când sarcinile păreau imposibile. Această ascultare activă este ceea ce ne ajută să experimentăm bine cuvântările lui Dumnezeu în viața noastră. În greacă, hipakouo desemnează ascultarea care vine dintr-o încredere adâncă în cel care dă poruncile. Moise a arătat această hipakouo prin faptul că nu a ezitat să urmeze instrucțiunile divine Chiar și atunci când drumul era plin de dificultăți, el ne învață că ascultarea de Dumnezeu este cheia succesului spiritual și a împlinirii scopului Său pentru viețile noastre. În aramaică, Shemaya este termenul pentru ascultare, reflectând ideea că ascultarea față de Dumnezeu nu este doar un act pasiv, ci o participare activă la planul Său Divin. Moise a fost un exemplu de Shemaya ascultând și punând în practică poruncile lui Dumnezeu cu credincioșie, ceea ce a dus la eliberarea poporului Israel. În limba română, ascultarea reflectă atât supunerea, cât și acțiunea de a împlini voia lui Dumnezeu. Moise ne arată că ascultarea nu este o povară, ci o binecuvântare, prin care ne conectăm la planul divin și putem deveni parte din lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Ascultarea noastră nu este doar pentru noi, ci influențează și pe cei din jurul nostru, la fel cum ascultarea lui Moise a condus la eliberarea întregului popor. Un alt exemplu de ascultare și credință este povestea lui Iosua. După moartea lui Moise, Iosua a preluat conducerea poporului Israel și a condus bătălia pentru cucerirea țării promise. Unul dintre cele mai cunoscute evenimente din viața sa este cucerirea cetății Ierihon, unde Dumnezeu i-a dat instrucțiuni precise despre cum să înconjoare cetatea și să o cucerească. Iosua a ascultat și a urmat exact planul divin, ceea ce a dus la o victorie miraculoasă. În ebraică, batac înseamnă a se încrede, iar Iosua a arătat această batac de plină în Dumnezeu. El nu s-a bazat pe strategii militare convenționale, ci pe instrucțiunile pe care le-a primit de la Dumnezeu, știind că încrederea în planul divin va aduce victoria. Această încredere a fost fundamentul succesului său în bătăliile pentru țara promisă. În greacă, pisteuo este termenul care reflectă credința și încrederea în Dumnezeu. Și Iosua a demonstrat această pisteuo prin faptele sale. El nu a ezitat să urmeze instrucțiunile divine, chiar dacă acestea păreau neobișnuite, știind că victoria vine din mâna lui Dumnezeu, nu din forța umană. În aramaică, haimanuta. Desemnează credința activă și încrederea în Dumnezeu. Iar Iosua a arătat o haimanuta completă prin acțiunile sale. Încrederea sa în Dumnezeu l-a făcut să fie un lider puternic și devotat, capabil să conducă poporul Israel în cele mai dificile momente. În limba română, încrederea și credința reflectă perfect atitudinea lui Josua. Povestea sa ne încurajează să ne punem încrederea totală în Dumnezeu și să urmăm instrucțiunile divine, chiar și atunci când acestea par contrare înțelegerii noastre sau convențiilor sociale. Prin credință, putem experimenta victoria și împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. O altă lecție importantă despre credință și devotament o găsim în povestea lui Estera. Ea a fost o femeie evreică care a devenit regina Persiei și care, prin credința și curajul său, a reușit să salveze poporul evreu de la distrugere. Într-un moment de criză, când Haman, un oficial influent, a pus la cale un complot pentru a extermina toți evreii din imperiu, Estera a ales să intervină, ea a riscat propria viață pentru a vorbi cu regele și a-i cere să salveze poporul său. În ebraică, omeț înseamnă curaj. Și Estera a demonstrat acest omeț atunci când s-a hotărât să meargă înaintea regelui, știind că acest lucru i-ar putea aduce moartea. Curajul său a venit din încrederea în Dumnezeu și din iubirea față de poporul său, arătând că atunci când ne punem credința în Dumnezeu, putem înfrunta orice pericol. În greacă, tarseo este termenul pentru curaj și reflectă hotărârea Esterei de a-și asuma riscuri pentru a salva viețile altora. Ea nu a fost intimidată de pericolele din jurul său, ci a acționat cu tarseo, știind că Dumnezeu este cu ea. În aramaică, gibora desemnează forța interioară și curajul, iar Estera a arătat această gibora atunci când a ales să se ridice împotriva nedreptății și să lupte pentru dreptatea poporului său. Prin acest Estera a demonstrat un curaj care nu venea doar din determinare personală, ci dintr-o credință profundă în planul lui Dumnezeu. Ea a înțeles că rolul său în acel moment era mai mult decât o simplă poziție de regină. Ea fusese plasată în acea poziție pentru a-și salva poporul. Aceasta ne arată cum Dumnezeu ne poate folosi în moduri neașteptate și că trebuie să fim dispuși să acționăm, chiar și atunci când ne simțim vulnerabili. În ebraică, ira desemnează atât tema de Dumnezeu, cât și respectul profund față de voia sa. Curajul Esterei nu a fost doar o reacție la pericol, ci o manifestare a ira, înțelegerea faptului că planul lui Dumnezeu este mai mare decât orice amenințare umană. Prin această ira, ea a știut că era chemată să-și protejeze poporul, chiar și cu riscul propriei vieți. În greacă, eusebeia este un termen care desemnează evlavia și respectul profund față de voința lui Dumnezeu. Estera a acționat cu Eusebeia, recunoscând că viața ei era dedicată unui scop mai mare decât propria ei protecție. Ea a pus binele poporului mai presus de siguranța personală, știind că Dumnezeu era la cârma întregii situații. În aramaică, dachiluta reflectă ideea de smerenie și dependență de Dumnezeu. Estera a demonstrat această dachiluta, prin postul și rugăciunea pe care le-a inițiat, înainte de a merge înaintea Regelui. Ea a știut că succesul ei depindea de voința lui Dumnezeu și nu de puterea sau influența sa personală. Această lecție ne amintește că adevăratul curaj vine din smerenie, dintr-o recunoaștere a nevoii noastre profunde de Dumnezeu. În limba română, curaj este un termen care subliniază acțiunea în fața fricii. Povestea este ne învață că, atunci când ne confruntăm cu provocări sau pericole, trebuie să ne bazăm pe credința noastră și să acționăm cu curaj. Știind că Dumnezeu este cu noi, curajul autentic nu înseamnă absența fricii, ci puterea de a acționa în ciuda ei, ghidați de convingerea că Dumnezeu ne susține. Un alt exemplu puternic de curaj și devotament față de Dumnezeu este povestea lui Noe. Noe a trăit într-o perioadă în care corupția și răutatea erau predominante pe pământ. Totuși, el a fost un om drept, ascultător de Dumnezeu și a urmat instrucțiunile divine de a construi o arcă pentru a salva viața pe pământ în fața potopului care urma să vină. Deși era ridiculizat și incomplet înțeles de cei din jur, Noe a ales să fie fidel chemării lui Dumnezeu, construind arca exact așa cum a cerut. În ebraică, emuna este termenul care desemnează credința și încrederea profundă în Dumnezeu. Iar Noe a demonstrat o emunah, neclintită, urmând poruncile divine cu ascultare absolută. El a avut încredere că Dumnezeu va aduce izbăvirea, chiar dacă nu înțelegea pe deplin de ce sau cum. Această emunah este un exemplu de încredere completă în planurile lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele exterioare. În greacă, pistis este credința activă care duce la acțiune și Noe a demonstrat această pistis prin faptele sale. El nu doar că a crezut în avertismentul lui Dumnezeu despre potop, dar a acționat pe baza acestei credințe construind arca în ciuda lipsei de dovezi imediate că dezastrul era iminent. Pistis nu este doar o acceptare mentală a unei idei, ci implică acțiune bazată pe acea credință. În aramaică, Haimanuta reflectă aceeași credință activă și plină de curaj pe care Noe a demonstrat-o în fața necredinței celor din jurul său. Prin această haimanuta, Noe a devenit un instrument al Planului Divin de Salvare, arătând că Dumnezeu poate lucra prin oricine care ascultă de chemarea sa și rămâne credincios. În limba română, credința și ascultarea sunt elementele centrale ale poveștii lui Noe. El nu doar că a avut credință în promisiunile lui Dumnezeu, dar a fost și ascultător, chiar și în fața ridiculizării și a neînțelegerii. Aceasta ne învață că ascultarea față de Dumnezeu, combinată cu o credință neclintită, ne poate duce la împlinirea planurilor divine, chiar și atunci când drumul pare greu sau fără sens. Un alt exemplu biblic care subliniază importanța credinței și a loialității este povestea lui Ruth. Ruth, o femeie moabită, a rămas loială soacrei sale Naomi după ce soțul ei a murit. În loc să se întoarcă la poporul său, Ruth a ales să meargă cu Naomi în Israel declarând că Dumnezeul lui Israel va fi și Dumnezeul ei. Această loialitate și credință au condus la binecuvântări neașteptate, deoarece Rut a devenit parte din linia genealogică a lui David și implicit a lui Isus. În ebraică, chesed este un termen care exprimă loialitate, iubire și bunătate constantă, iar Ruth a demonstrat acest chesed prin devotamentul ei față de Naomi și față de Dumnezeu. Loialitatea ei a fost recompensată prin binecuvântări și prin faptul că a devenit strămoașa regelui David. În greacă, agape este iubirea sacrificială și Ruth a demonstrat această agape prin faptul că și-a părăsit țara și familia pentru a rămâne alături de Naomi. Ea nu a căutat propriul interes, ci a ales să iubească și să sprijine, chiar și atunci când acest lucru implica sacrificii personale. În aramaică, racma desemnează iubirea plină de compasiune și milă. Iar Ruth a demonstrat această racma față de Naomi, având grijă de ea și oferindu-i sprijin emoțional și fizic. Acțiunile sale sunt un exemplu de iubire adevărată, care nu se bazează pe circumstanțe favorabile, ci pe o alegere constantă de a și plină de compasiune. În limba română, loialitate și compasiune reflectă felul în care Ruth a acționat în această poveste. Ea ne învață că loialitatea și dragostea adevărată nu sunt legate de conveniență, ci sunt alegeri care se manifestă prin fapte, chiar și în cele mai dificile circunstanțe. Ruth ne încurajează să fim loiali față de cei pe care îi iubim și să ne încredem în Dumnezeu, chiar și atunci când nu vedem imediat binecuvântările care vor veni. În final, un exemplu biblic care subliniază înțelepciunea, loialitatea și ascultarea este povestea regelui Solomon, la începutul domniei sale, Solomon a cerut de la Dumnezeu înțelepciune pentru a conduce poporul Israel cu dreptate. În schimb, Dumnezeu i-a oferit atât înțelepciune, cât și bogății și onoare. Înțelepciunea lui Solomon a devenit renumită, iar popoarele din jur veneau să-l consulte. Totuși, spre sfârșitul vieții sale, Solomon a făcut compromisuri, căzând pradă influențelor străine și îndepărtându-se de ascultarea deplină față de Dumnezeu. În ebraică, kokma este cuvântul care desemnează înțelepciunea, iar Solomon a fost un exemplu perfect de kokma divină în primele sale zile de domnie. Înțelepciunea lui a fost un dar divin care l-a ajutat să ia decizii drepte și să conducă poporul cu discernământ. Totuși, kokma nu este doar cunoaștere intelectuală, ci include și capacitatea de a trăi.